În perioada 1966-1989 au fost construite 3.300.000 de apartamente. Așa era pe vremea lui Ceaușescu. Oamenii muncii primeau case de la stat. Puțini erau proprietari. Locuințele se repartizau prin locul de muncă. Societatea socialistă multilateral dezvoltată se îngrija ca omul să aibă un acoperiș deasupra capului. Nimeni nu se gândea la confort. Apartamente de 4 camere primeau doar familiile cu 4 copii. Cei mai mulți însă așteptau ani întregi o locuință. Prin construirea în următorul cincinal a încă 700.000 de apartamente în mediul urban, va fi rezolvată problema locuințelor. Planul nu s-a mai înfăptuit niciodată. Printre ultimele blocuri începute de regimul comunist au fost cele de pe Bulevardul Unirii din București. Goale în 89, acestea s-au ocupat rapid în anii tranziției. Revoluția a prins țara în plină criză de apartamente. Una dintre primele măsuri a noii puteri a fost să-i lase pe oameni să-și cumpere locuințele la un preț mic. Decretul, primit cu bucurie, a fost votat în Consiliul Provizoriu de Uniune Națională. Și astfel, dintr-o țară de chiriași, România a ajuns peste noapte o țară de proprietari. Am devenit chiar până în 2016 națiunea cu cei mai mulți proprietari din Uniunea Europeană, cu un procent de 96%. Legea caselor naționalizate a adus la rândul ei multă bucurie. Astăzi, pentru mine, este o mare bucurie de a vedea restituirea aceasta a casei. Cei care au deținut sau au moștenit proprietăți confiscate de comuniști l-au primit înapoi în baza actelor de proprietate. Legea le-a făcut dreptate, dar a deschis o adevărată cutie a Pandorei. Se poate realiza o colaborare între chiriași și proprietari pentru ca eventual aceste lucruri să nu mai creeze atât de multe tensiuni. Imobilele naționalizate erau locuite de chiriași ai statului. Deși legal aceștia mai aveau dreptul la încă 5 ani de ședere, abuzurile n-au întârziat să apară. Familii întregi au fost aruncate în stradă. Ce-a făcut? Dacă sunt ce ilegalitate, de ce ai procedat așa? Au fost an plin pentru retrocedarea bunurilor. În paralel cu împărțirea caselor, oamenii și-au primit înapoi terenurile agricole, pădurile, fânețele, iazurile și livezile. E vorba de 1,5 hectare care trebuia să-l primesc din 91, dar pe care nu l-am primit. Ideea de retrocedare a fost corectă, numai că a fost urmată de ilegalități. Oameni cu bani au cumpărat drepturile litigioase ale unor proprietăți de valoare. Unele au fost revândute, altele însă, adevărate bijuterii arhitectonice, au fost demolate ilegal. Palatul Știrbei din București este un exemplu de monument istoric inclus într-un proiect imobiliar controversat. Cazul a intrat în atenția DNA după ce noul proprietar a demolat o parte din anexele sale ca să facă loc unui complex comercial. În anchetă sunt vizați funcționari din Ministerul Culturii și Primăria Sectorului 1. În moment ce se îndeplinesc condițiile birocratice, care se le spun așa, undeva eliberarea unei avize este obligatorie. Mafia imobiliară și-a pus amprenta și pe terenurile de mare valoare. De notorietate este dosarul DNA în care apar Remus Struică și prințul Paul Lambrino. Amândoi au fost anchetați în cazul retrocedării ilegale a fermei regale Băneasa și a pădurii Znagov. Ați pus umărul la o ilegalitate, domnule Struică? Niciodată. Truica a fost acuzat de trafic de influență și spălare de bani și a primit 4 ani de închisoare cu executare. Paul de România a primit 3 ani cu suspendare pentru cumpărare de influență și au fost confiscate 4 milioane de euro. Decizia Curții de Apel Brașov nu e definitivă. În tot acest timp, românii s-au bucurat din plin de primele semne de creștere economică. În 2003, băncile încep să acorde credite fără giranți, dobânzile scad. E momentul în care se naște clasa de mijloc și, odată cu ea, piața imobiliară. Am avut un apartament cu 3 camere la Sălăjan. Oferta până la ora 12 era, să zicem, cam 20-25 de cereri pentru apartament. Dezvoltatori imobiliari, precum și oameni simpli care nu mai construiseră nimic niciodată, deschid șantiere. Crește prețul materialelor de construcții, iar locuințele se scumpesc de la un an la altul. Cea mai ieftină casă o avem la 59.000 de euro, 59.500, cu 60 de metri pătrați. Sincer, nu la cât mă așteptam. Dinamica pieței atrage constructori din străinătate. Casele și apartamentele încep să se vândă din faza de proiect. Piața imobiliară din România devine una dintre cele mai atractive din regiune. Este într-o zonă liniștită a cartierului militar, lângă vile. Prețul este de 900 de euro pe metru pătrat plus TVA, dar calitatea e ireproșabilă.
Anul 2005 ne prinde în plin boom imobiliar. Oamenii căutau locuințe peste tot, mult mai mari decât cele în care trăiseră în comunism. Apare ideea mutării de la apartament la vilă. Orașele se extind, zona metropolitană a capitalei, de exemplu, se lărgește în toate punctele cardinale. Sute de mii de oameni stau acum în sateliții care înconjoară Bucureștiul. Sincer, am avut emoții. După ce am ajuns aici, am descoperit că sunt foarte mulți tineri. Cred că 90% sunt tineri. Era prea frumos ca să fie adevărat. Românii plecați în străinătate trimiteau și ei an de an miliarde de euro în țară. O mare parte din acești bani ajung tot în imobiliare. Palatele din Maramureș sunt numai un exemplu. Leul crește atât de puternic în 2007 încât ajunge la cel mai bun curs pe care l-a înregistrat vreodată, 3,1 lei pentru un euro. Băncile au contribuit din plin la acest boom imobiliar. Toate ofereau împrumuturi tentante, sau mai bine spus, riscante. Este deja de notorietate cazul celor aproape 120.000 de români care s-au îndatorat pe viață în franci elvețieni. Nici o bancă nu le-a spus atunci că francul elvețian este una dintre cele mai instabile monede. Avertizmentul BNR nu a fost luat în serios nici de băncile comerciale și nici de oamenii de rând. Băncile comerciale sau unele bănci comerciale, în mod imprudent, încurajează populația să ia credite în franci elvețieni. Cine s-a împrumutat în 2006 la un curs de aproape 2 lei pentru un franc plătește astăzi dublu, peste 4 lei pentru moneda elvețiană. În paralel, crește și piața apartamentelor vechi. Dacă înainte de Revoluție două camere valorau cam cât o dacie, 10 ani mai târziu prețul ajunge la 15.000 de dolari, iar în plin boom imobiliar atinge 100.000 de euro. Oamenii aruncau bani mulți, fără să-și dea seama că proprietățile lor aveau valori exagerate. În 2008 se ating maxime istorice. 2.000 de euro pe un metru pătrat pentru o locuință normală și 4.000 de euro pe metru pătrat pentru o locuință de lux. Prăbușirea pieței imobiliare avea să vină din America după falimentul băncii Lehman Brothers. Un an mai târziu, criza lovea și România. Leul se devalorizează puternic și ajunge la valori greu de suportat. Apar dramele în rândul celor care nu-și mai pot plăti ratele. Anii au trecut, dar nevoia de locuințe n-a dispărut. Piața s-a nișat pe bugetul fiecăruia. Pentru tineri a apărut programul Prima Casă. Dezvoltatorii au revenit la spațiile mici ca să se încadreze în plafonul guvernamental. Este un apartament cu două camere de comandat, 55, ceva de metri pătrați. A apărut ideea de investiție imobiliară. Oamenii din clasa de mijloc și-au cumpărat proprietăți de vacanță, la munte sau la mare. Vreau să-mi oferiți ceva la două camere. Asta înseamnă că undeva în august, să spunem, puteți să-l vindeți cu 70.000 de euro. Acum se vând foarte bine garsonierele și apartamentele cu două camere. Dar și segmentele de lux. Oamenii cu bani gustă din plin penthouse-urile de milioane de euro aflate în zone rezidențiale scumpe, iar cei dornici de profit renovează conace și castele pe care le transformă apoi în pensiuni și restaurante de lux. Nu același lucru se întâmplă însă la țară. Modernizarea abia dacă a ajuns acolo. Și cum veșnicia s-a născut la sat, avem încă 10 milioane de oameni care au WC-ul în curte. Tot ca la țară trăiesc mulți dintre aceia care s-au aruncat cu capul înainte în cartierele rezidențiale dezvoltate prost. Infrastructura nu există, iar asta se vede la fiecare ploaie. Analiștii vorbesc acum despre o nouă criză. Numai că prețurile nu țin cont de asta. În 2019 au atins maximele din 2008. Cumpărătorii și-au învățat însă lecția și sunt mult mai precauți atunci când vine vorba să se îndatoreze pe viață.